UTA a fost pedepsit drastic de Comitia de Disciplină a Federației Române de Fotbal după incidentele de la nivelul terenului de dinaintea partidei dintre Dinamo și formația arădeană. Mircea Rednic e foarte afectat de perspectiva disputării fără spectatori a partidelor cu FC Botoșani, Hermannstadt, Oțelul Galați și FCU Craiova 1948. Cu atât mai mult cu cât UTA a fost privată de susținătorii săi în lunile de exil din finalul anului trecut. Totodată, Puriul mai crede că federația a dorit să dea un exemplu puternic, iar Dinamo și UTA au căzut la mijloc. Toată stau mă gândesc, ce Dumnezeu, cu ce am greșit, că de când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva și noi nu putem să ne desfășurăm activitatea, vorbesc și cu renovarea cazonului. Am fost obligați ca 8 meciuri să le jucăm în deplasare, pentru că și alea care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost. Acum noi am făcut eforturi, iar eu de la care am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câștigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă și acum să primim vestea că următoarele 4 meciuri să jucăm fără suportere. Noi, de când am avut voie să intrăm pe gazon, pe nou gazon, am avut 6 meciuri, 5 victorii și un egal. Dar pentru noi contează foarte mult ca să jucăm cu suporterii alături.